Capitor și-a ajuns la DIICOT. Se presupune că fotbalistul de la Farul Constanța ar fi anchetat într-un dosar în care au fost reținuți mai mulți cămătari din București. Numeroase surse susțin că jucătorul de fotbal s-ar fi împrietenit cu câțiva membri ai unei grupări la o sală de forță din sectorul 3 din București, de la care acesta ar fi împrumutat o sumă mai mare de bani. Ce s-a întâmplat însă după? Aflați dacă intrați chiar acum pe www.spainews.ro.